Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV, iată care sunt principalele titluri ale ediției. 300 de mineri din 700 sunt pe listele cu disponibilizări în 2015. Anul nou trebuie așteptat cu paharele pline și cu pește pe masă, conform tradiției la români. 250 de polițiști hunedoreni vor asigura ordinea și liniștea noaptea dintre ani. Gratuitățile pentru pensionari, dar și numărul disponibilizărilor vor fi discutate în prima săptămână a anului 2015 la București. Reprezentanții minelor neviabile vor merge să se întâlnească cu noul ministru Andrei Gerea. Noul ministru Gerea va avea o rundă de discuții cu reprezentanții minelor neviabile Petrila, Paroșeni și Uricani. În prima parte a lunii ianuarie nu vor fi lăsați deoparte nici pensionarii. Noul ministru va afla și despre ideea de reducere a numărului de disponibilizați la jumătate din cifra prognozată pentru 2015. Toate demersurile care trebuie să le facem noi către Departamentul pentru Energie, Ministerul Energiei mai nou format, cu privire la norma de subvenție, cu privire la bugetul societății pe 2015, cu privire la notificarea către Uniunea Europeană, care cuprinde acele patru elemente mari care le-am abordat în decursul ultimului trimestru al anului 2014, și anume disponibilizații, numărul de disponibilizați pe anul viitor, gratuitățile pensionarilor, fondurile pentru lucrările de ecologizare care trebuie relocate din perioada anterioară în care n-a funcționat societatea, și activitatea minei Petrila. Toate acestea sunt esențiale, iar stabilitatea economică depinde de numărul celor care vor pleca prin disponibilizare. Tocmai acest aspect va trebui bine conturat, pentru că acum ar trebui să plece nici jumătate din totalul de aproape 700 de oameni cât este preconizat în 2015. Conform notificării și deciziei 787 a Uniunii Europene, pe anul 2015 erau planificate să plece în programul de disponibilizare 694 de persoane. Din bugetul nostru pe anul 2015, previzionat cu venituri și cheltuieli previzionate, am putea să ne desfășurăm activitatea cu doar 350 de persoane disponibilizate, drept pentru care în acea notificare către Departamentul pentru Energie, Consiliul Concurenței, respectiv Uniunea Europeană, am solicitat relocarea numărului de personal disponibilizat pe anii următori, astfel încât societatea să poată funcționa în parametrii normali. Dacă vor pleca 700 de mineri, societatea de închideri de mine din Valea Jiului nu își va realiza veniturile, pentru că vor lucra mai puțini oameni, iar securitatea muncii va fi periclitată. Tocmai aceste aspecte vor prima în discuțiile de la București din săptămâna 5-9 ianuarie. Pentru că mai este foarte puțin până în 2015, anul nou trebuie neapărat să ne găsească cu paharele pline și cu o masă îmbelșugată. Ce trebuie să conțină, dar mai ales ce nu trebuie să conțină masa de revelion pentru a ne merge bine în noul an, aflați din materialul următor. Fie că petreceți noaptea dintre ani acasă sau la restaurant, masa trebuie să fie bogată. Bucatele dintre cele mai diverse trebuie alese cu grijă. Asta pentru că tradiția spune că de revelion din meniu nu are voie să lipsească peștele pentru a avea un an îmbelșugat. De asemenea, tot tradiția pune carnea de porc la loc de cinste pe o masă aranjată tradițional ca la români. De ce se mănâncă pește de anul nou? Să mergem înainte ca peștele așa prin apă, ne strecurăm printre năcazuri. Tradiția e să se mânce pește, eu... Ca să trecem mai ușor în anul nou, alunecăm mai ușor. Carnea de pui nu are ce să caute pe masa de revelion. Tradiția spune că acest tip de carne simbolizează regresul. Pentru că nu ai noroc la pui, la păsări, dacă mănânci în ziua de anul nou. N-ai voie. Pui să mănâncă în această perioadă? Nu, pentru că provoacă pagubă. Dă cu picioarele. Șampania reprezintă cea mai populară băutură în noaptea dintre ani. Superstițiile de revelion legate de această băutură spun că atunci când se desface șampania, când bate ceasul ora zero, anul care tocmai a trecut a fost împușcat. O vorbă din bătrân zice, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Oricum ar fi masa festivă, în noaptea dintre ani trebuie să nu uităm un lucru foarte important. Să ne punem o dorință și să intrăm în noul an cu vise mari și cu speranța că se împlinesc.
Vâscul, una dintre plantele norocoase la români, este la mare căutare în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, dacă ajungeți în piață, puteți vedea magicul vâsc, care se spune că aduce noroc pentru un an întreg. Se spune că vâscul este o plantă încărcată de magie, simbol al curățeniei spirituale, al libertății și armoniei, semn de bun augur al dragostei, apărător și protector al casei și al familiei. Vâscul, căruia îi se mai spune și creanga de aur, este recunoscut drept simbol al sărbătorilor de iarnă. Astfel, piața agroalimentară a municipiului Petroșani este invadată de buchete de vâsc. Nu merge deloc, mai slab față de anul trecut. Dar de ce trebuie să aibă oamenii de Revelion vâsc în casă? Ca să aducă noroc. Și cum comercianții au lecția despre vâsc deja învățată, cumpărătorii sunt convinși să cumpere o crenguță de vâsc așa de dragul tradiției. Eu știu, zice că duce noroc. Apoi nu știu. Tradiția. Credeți că aduce noroc? Nu știu, până acum am încercat, dar nimic. Ce poate fi mai frumos decât jocurile de lumini pe cer în noaptea dintre ani? La miezul nopții, ca în fiecare an, în Petroșani și Vulcan se vor lansa în aer focuri de artificii. Acestea pot fi admirate din zona primăriilor din cele două localități. La Petroșani, în fața Casei de Cultură Ion Dulămiță, va fi un spectacol care se va încheia cu focuri de artificii. Primarul Tiberiu Iacob Ridzi spune că a invitat pe scenă artiști locali și ne așteaptă la cumpăna dintre ani să urmărim un impresionant joc de artificii înainte de a pleca fiecare la locațiile unde ne petrecem Revelionul. Așa cum ne-am obișnuit, vom sărbători Revelionul în fața primăriei, vom avea un mic spectacol de muzică ușoară și muzică populară cu artiști locali, începând cu orele 23, la 12 noaptea, la trecerea dintre ani, vom avea un super foc de artificii, după care fiecare va merge la locația unde dorește să petreacă. Și la Vulcan va fi spectacol. Primarul Gheorghe Ile le promite localnicilor un spectacol tot în fața primăriei. Și aici va fi un foc de artificii la trecerea dintre ani. Am pregătit pentru cetățenii municipiului Vulcan muzică ușoară, muzică populară, un joc de artificii la ora 12, șampanie să închinăm împreună cu cetățenii aici pe bulevardul Mihai Viteazu, unde va avea loc Revelionul în stradă. Localitățile din Valea Jiului au fost invadate zilele acestea cu tarabe, cu artificii, petarde și pocnitori de tot felul. Luminarea cerului cu artificii în noaptea dintre ani este deja o tradiție. Dar ca să nu ajungeți la spital de Revelion, trebuie să fiți precauți cu folosirea acestora. Nu există Revelion fără magia luminilor și artificiilor. Situația înregistrată în anii anteriori scoate în evidență faptul că utilizarea și folosirea ilegală a produselor pe bază de amestecuri pirotehnice s-a soldat nu de puține ori cu incidente. Acestea au fost urmate cu autoaccidentarea persoanelor care le-au folosit. Pentru diminuarea riscurilor unor incendii, în perioada imediat următoare, specialiștii vă recomandă următoarele. Nu utilizați artificiile, petardele, rachetele și alte mijloace pirotehnice în încăperi și spații închise, cu aglomerări de persoane, balcoane, holuri de bloc și pe terase. Nu permiteți copiilor utilizarea unor asemenea mijloace pirotehnice. Păstrați în locuri sigure chibriturile și brichetele. Se interzice așezarea în pomul de Crăciun a lumânărilor și artificiilor aprinse. Dincolo de riscul de incendiu, paramedicii SMURD atrag atenția că atunci când sunt folosite necorespunzător, artificiile pot provoca arsuri pe mâini, pe față, dar și răni grave la nivelul ochilor. Astfel, pentru a vă bucura de frumusețea artificiilor în noaptea dintre ani, trebuie neapărat să țineți cont de recomandările specialiștilor. Au fost la datorie de Crăciun și vor fi în stradă și de Revelion. Asta putem spune despre cei 250 de polițiști hunedoreni care vor veghea asupra siguranței noastre în noaptea dintre ani, dar și în primele zile din 2015. În perioada 31 decembrie 2014, 4 ianuarie 2015, pentru ca zilele de sărbătoare să se desfășoare în condiții de siguranță, polițiștii hunedoreni vor fi pregătiți să acționeze pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea cetățenilor. Aceștia vor fi gata să intervină atunci când sunt sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. În această perioadă, peste 250 de polițiști hunedoreni vor fi la datorie în slujba comunității, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică, astfel încât toți cetățenii să-și petreacă sărbătorile în liniște.
Anul viitor vom avea oficial 13 zile libere, deci mai multe decât în ultimii 3 ani. În practică, însă, vom beneficia doar de 8, pentru că restul zilelor cad la final de săptămână. Primele două zile ale anului viitor, 1 și 2 ianuarie 2015, vor fi libere pentru petrecerea Revelionului. La finalul lunii sărbătorim Ziua Unirii Principatelor, însă 24 ianuarie cade într-o sâmbătă care oricum este liberă. Cu ocazia Paștelui urmează alte două zile libere. În 2015, învierea va fi sărbătorită în 12 și 13 aprilie, dintre care o zi este liberă. Nu vom mai merge la serviciu de 1 mai, ziua muncii, care cade într-o vineri în 2015, și de Rusalii, când sunt alte două zile nelucrătoare, respectiv 31 mai, duminică, și luni 1 iunie. Angajații la stat, dar nu numai ei, vor sta acasă și de adormirea Maicii Domnului. O altă sărbătoare legală care în calendar este pe 15 august. Și aceasta nu cade într-o zi lucrătoare, ci sâmbăta. În 30 noiembrie de Sfântul Andrei, românii au o altă zi liberă. La finalul anului viitor, a doua zi de Crăciun, cade sâmbăta. Dacă facem un bilanț dintre cele 13 zile libere, românii se vor bucura doar de 8, cu una mai puțin decât în anul 2014. Totuși, anul 2015 vine cu o noutate. Se va acorda o zi liberă pentru îngrijirea sănătății copilului, iar familiile cu mai mulți copii vor avea două zile libere. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă dorim tuturor la mulți ani și să ne revedem cu bine în 2015.